vorbind de presiunea și mai mare, da? Da. Vă aduceți aminte ce a scăpat un bubanu ca cunoștință, că a fost bastanții cu vizajul pe natură. A zis, să șase ăla la Valea Ecaret, la Zafra, la Pepe, așa zice la TAP, nu? Da. Dar e tramvai. E tramvai. Tramvai, da? Uite, poate ăsta este un indiciu de care țineți cont. Salut! Le știe, dar nu le ghicește. Să se întâmple aia pe acolo, pe stradă, să meargă singură femeie, da, în Ploiești, oraș european 2022? Pe ce înseamnă asta? Da, ok, și în mijloacele de transport, sigur că tot pe ăștia îi găsești. Și fac probleme mari, omul a fost bătut, doar pentru că le-a spus să nu mai facă scandal. Și așa s-a ajuns la momentul că te gândești, ce fac eu dacă voi fi luat în colimator? Dacă mă apăr cât pot, mă ia pe mine poliția? Că, na, dacă ajungi să intri în plici cu ăștia, nu, aici nu-i loc de vorbă bun. Da. Da? Dacă nu mă apăr, mă iau pe coajă. Ați așa văzut că... Cine are ceva de făcut să facă Ploieștiul ăsta, da? Da? Poliție locală, poliție, jandar. Hai, puneți mâna la treabă că aveți unde să dați. În caz că s-ar întâmpla în autobus sau în tramvai, ați văzut filmul Nobody? Da? Aia prinde. Ce să mai am vrea? Așa, dar toată societatea asta modernă te condamnă. Ok, uite, vă simțiți în siguranță în mijloacele de transport public din Ploiești? Asta, asta este întrebarea. Răspunsul, da, astea sunt variantele 3, da, nu, sau nu știu, nu răspund. Uite, eu zic nu. Da, mai cu șeva de variantă. Și da, nu mă bat în gând. Nu știu dacă e, avem pe care nu știu.
Pe dealul Feleacului la Gura Sobei, în așteptarea lui Moșcăciu.